Bună seara, bine v-am găsit, sunt Ioana Bradea, iar astăzi seară la Aperitiv Cultural povestim despre un proiect impresionant care se desfășoară în Bistrița de la începutul lunii septembrie, Neurodiversitate și creativitate, intervenții culturale. Știți deja, în bistrițeanul.ro am scris mai multe articole, am urmărit cu atenție fiecare episod, iar luna octombrie aduce la Bistrița un spectacol de teatru tulburător în cadrul acestui proiect, spectacolul de teatru Rafina. Ne-am gândit că ar fi interesant să povestim puțin cu regizoarea Irina Gâdiuță despre întregul eveniment, cu atât mai mult cu cât sunt implicați și niște artiști din Bistrița. Bună seara! Ne bucurăm că sunteți aici, între noi, în Bistrița. Am înțeles că spectacolul de teatru Rafina a fost prezentat prima oară în cadrul platformei de teatru politic. Da. Anul trecut? Da, anul trecut, cumva. Azi chiar se face fix un an de la premieră. Oh. Deci chiar da, nu, a fost 24-25 octombrie, au fost zilele în care am avut primele spectacole la Centrul Național al Dansului. Doar că atunci încă era complicat și am avut reprezentații cu 30% capacitate, era totul la limită dacă cumva mai putem juca sau nu și a fost așa cu sufletul la gură, adică într-o zi am avut voie cu 50% și pe 25% cu 30%, adică a fost așa o... Deci a fost cu foarte puțin public în sală cumva. Într-un fel ne-am bucurat pentru că sunt primele reprezentații și atunci cumva e bine că așa, l-am luat ca pe un fel de repetiții generale, ne-am încurajat că și dacă nu e sala plină, e în regulă și așa. Însă, cu adevărat, am reluat spectacolul în mai, când l-am jucat așa cum ar fi fost prevăzut în proiect de fapt, să avem premiera la Zalău, apoi la Cluj și abia după aceea în București. Fiindcă proiectul în care a fost produs acest spectacol, cu granturile norvegiene, presupunea să facem într-un oraș mic producția, într-un oraș în care accesul la cultură e redus, dar în același timp interesul e mare. Și noi aveam un parteneriat cu Muzeul de Artă și Istorie din Zalău și atunci ar fi trebuit să-l facem acolo. Pe urmă să jucăm la Cluj și abia după aia să ajungem la București. Dar din motive de pandemie și așa am luat-o în sens invers, am avut premiera la București și abia în mai spre final ne-am dus la Zalău, apoi la Cluj. Și la Cluj, la Reactor, aș putea spune că a fost prima dată când am avut un spectacol cu sala plină, cu oameni, cumva a fost așa primată senzația de premieră. Și pe urmă am mai avut o reprezentație în septembrie acum în cadrul stagiunii de teatru politic din cadrul aceluiași grant, în septembrie la Centrul Educațional de Teatru Replica. Bine, stagiunea de teatru politic e o stagiune care de fapt se întâmplă de 10 ani și ori e finanțat, adică noi prindem, cum să spun, căutăm și găsim diverse finanțări, orică e Fondul Cultural Național, orică e cum e aici cu granturile norvegiene, dar în principiu e ceva ce există, a existat chiar și când n-a fost chiar mare finanțare. Dar cam asta e povestea pe scurt. În același timp, acum e prima dată când jucăm într-o sală de tipul ăsta. E un spectacol, de fapt, mai degrabă de sală studio. Dar aici cumva ne adaptăm situației și ne bucurăm că e totuși o sală foarte frumoasă. Și atunci sperăm să adaptăm așa cum se cuvine. Am înțeles că apar și artiști din Bistrița în distribuție. De aceea da, v-am întrebat, da, care sunt diferențele de anul trecut și anul acesta? Diferențele de anul trecut e că anul trecut Alexa Dragu, care apare în spectacol, e o prezența vocală din spectacol, o să vă aștept la spectacol ca să înțelegeți mai bine, fiindcă n-aș vrea să dezvolui foarte mult. Anul trecut la premieră nu era în spectacol, la premieră pentru că nu, pe ultima 100 de metri am schimbat cumva, m-am reconfigurat în distribuție cum sunt distribuite rolurile, cumva în momentul respectiv ne lipsea acel personaj și din acel motiv la premieră am intrat chiar eu în spectacol și am jucat, dar eu nu vreau să mai fac asta, dar atunci era justificat și era singura soluție posibilă, noi știind că nu am vrut nici să amânăm ideea de mâine e stabil de premieră, mâine se întâmplă și atunci am fost eu, dar știam că va...
Și ceea ce face Alexa, la momentul premierei era pe bandă. Am înțeles. Acum avem norocul să... A fost o bucurie mare întâlnirea cu Alexa Dragu, o coincidență totală, dar o coincidență de fapt facilitată de Bogdan Georgescu, care e tot din Bistrița și care este autorul textului. Exact, despre asta care a... cum să zic, a înlesnit și nu Magalen, de fapt e tartorul acestei, cum să spun, intersecții culturale cu Alexa în spectacol, pentru că eu nu știam că ea cântă, în schimb știam de toată asociația de aici, dar nu știam că poeta Ana Dragu are o fată care are și nu avea absolut nicio... Nu știam chestia asta. De asemenea, noi fuseserăm invitați cu spectacolul mult înainte de a fi Alexa în distribuție, da, iar da. Spectacolul fusese, proiectul fusese declarat câștigător și Alexa a fost cooptată după, exact înainte de povestea cu Zalăul, spre final de lună mai, și am avut așa un mare noroc că s-au aliniat într-adevăr planetele să fie doi bistrițeni implicați, dar repet că primul bistrițean e la... Și a zis, dar de ce nu vorbești cu Alexa Dragu? Zic, păi nu știu cine e Alexa Dragu. Și a zis, păi Alexa Dragu este fata Anei Dragu, zice, are o voce foarte bună și a participat la Vocea României. Și zic, și te gândești și uite. Și pe urmă când ne-am întâlnit, s-a potrivit foarte bine, s-a potrivit. Pentru mine o bucurie, sper să nu aibă mari emoții, pentru că sigur azi o să fie mai emoționată ca în alte dărți, la alte reprezentații, fiindcă sunt convinsă că fiind aici, la ea acasă, o să fie un pic mai dificil. Dar pentru toți e cumva, na. A fost complicat, a fost dificil să ilustrați teatral principiul neurodiversității? Noi am încercat, noi ilustrăm în primul rând acolo cumva altă poveste. Adică, în ce sens? Proiectul e documentat și cumva, adică chiar e documentat. Dincolo de partea de interviuri, aveam, adică cunoșteam situații foarte clare și cumva, de fapt, ce m-a interesat pe mine... Și în discuțiile cu Bogdan și ce ne-a interesat și despre ce încercam să vorbim, e despre cum noi în povestea spectacolului cumva punem e incursiunea în trecut a unei, să zic, persoane din prezent care cumva a avut un frate și care caută într-o poveste din trecut un frate care fusese diagnosticat cu autism și se duce în trecut pe filiera asta, dar... În anii 80, tipul ăsta de situație era tratat, noi nu aveam, pe vremea aceea, o spun pe șleau în sensul că exact asta auzim în continuare, de fapt, când altfel n-am fi făcut proiectul, sincer, pe vremea aia erau considerați handicapați. Da. Și da. Problema este că, sincer, am constatat, vorbeam cu Bogdan și când se lucra la scrisul textului și aia, că nu e ca și cum în 2022 sau în 2020... s-ar folosi alt cuvânt pentru chestia asta și uneori așa mai am îndoieli în sensul că mă gândesc, zic, poate totuși, și acum o lună, nici măcar o lună, a fost o știre la televizor în care o doamnă educatoare scrise pe un grup de părinți în care încercau cumva să excludă din clasă un copil autist, că nu e responsabilitatea mea să am grijă de, citesc, toți handicapați. Deci asta chiar se întâmplă. Și cumva asta ne-a interesat. Deci cumva despre asta e vorba, despre mai degrabă despre percepția celorlalți și, cum să zic, atunci și acum, decât despre a lua... Mi se pare foarte dificil și nu mi-aș putea asuma așa ceva să... Mi se pare mai important. Adică ce tratăm noi în spectacol e mai degrabă, să zic, părerea de jur împrejur. Atunci și acum. Și mi se pare foarte important lucrul ăsta și mi se pare important și mi se pare super important ce face asociația de aici. Eu știam de mult. Proiectul mă interesează, adică de vorbesc cu Bogdan, cred că așa, cred că de 10 ani tot discutăm, oare într-o zi să facem un proiect despre asta, și la un moment dat s-a potrivit. Și știam de asociația și de aici și ziceam, ar fi interesant la un moment dat să luăm legătura, dar nu știam cum o să arate, cum o să se materializeze și din fericire s-a potrivit să avem. Ați avut parte de surprize în procesul acela de documentare de care spuneați? Nu, din păcate. Sau cum anume? Nu, documentarea a fost așa, de s-au luat și interviuri care, deci ideea e următoarea. Sincer vorbind, noi știam exact pe ce poveste mergem. Adică știam exact, noi aveam povestea documentată, știam exact de la ce poveste plecăm. În același timp, povestea pe care eu o știam,
Eu spusesem lui Bogdan, mă interesam în mod deosebit, dar nu știam care e forma în care putea vorbi despre lucrurile astea, în așa fel încât să aibă reverb și în prezent. Pentru că dacă vii și doar scormonești undeva în spate, fără nicio relevanță în prezent, cum să zic, nu știu cât e de... E posibil, dar nu e neapărat, să zic, nu ne interesat pe noi. În același timp, la un dat, și pornisem de la o situație din tren pe care o știam din trecut, din poveștile unor oameni, știam exact o anumită situație care m-a marcat și vreau să -mi minte, o situație din tren. Și peste ceva vreme, cred că acum vreo 2 ani și ceva, Bogdan a zis, zice, am trăit aceeași situație în tren. Eu. Și în momentul ăla ne-am dat seama că știm exact și că da, se poate face piesa asta și că ăsta e subiectul pe care îl vom alege pentru, mă rog, piesa pe care urmează să fac eu în cadrul acestor granturi. Fiecare trebuie să facă un spectacol. Și am zis, gata, avem povestea. Știam că e asta, pentru că nu mai era o poveste din 1980, era o poveste din 1980 și 2020, mă rog, 2019. Da. Și atunci, în momentul ăla, ne-am dat seama că da, în zona asta căutăm. Și atunci, interviurile care s-au luat, Patricia Marina Toma a luat interviuri și ea era, ea e din Zalău și am avut prin parteneriatul ăsta, ea activează și în Cluj și în, face, e fotograf, e, și ea a luat, da, documentarist și ea a luat foarte multe interviuri, avea foarte multe tangențe și culmea e că în interviurile alea, de fapt, mi se confirma de foarte multe ori ceea ce cumva, adică cumva mai degrabă partea de documentare a mers cumva să vedem dacă e doar povestea aia pe care eu o știu și povestea pe care o trăise și Bogdan. Și tot timpul se cam confirma. Și atunci am zis că să mergem într-o zonă pe care cât de cât o stăpânim, fiindcă e foarte greu să iei povestea cuiva, e o responsabilitate imensă să vin să iau un interviu și să zic îți fac eu ție mâine povestea. E cam greu, adică nu m-ar legitima nimic. În cazul de față cu ce trăise și Bogdan în tren și povestea pe care eu o știam, eram absolut legitimați amândoi. Deci cumva am ales o situație în care suntem legitimați să vorbim. Am înțeles. N-aș lua povestea unei familii sau unei alte familii sau cuiva în sensul ăsta. E greu. A existat și feedback? Ați reușit să descoperiți în public că s-a modificat ceva în percepție? Eu cred că s-a modificat, dar nu neapărat în percepție, ci cel puțin în lupta, faptul că, de exemplu, acum există asociații de tipul Micu Prinț. Ceea ce clar pe vremuri nu exista. Faptul că totuși există un alt tip de interes. Și chiar dacă să zic predominant încă se pun etichete, totuși există și contra, există și partea cealaltă care ne spune poate nu e așa. Eu, de exemplu, recunosc că am o alergie, am foarte mulți prieteni chiar, cunoscute, care spun în mod, așa sunt eu mai autistă. Deci e un adjectiv, eu folosesc așa în conversație, genul... Da. Și am așa o așa și zic, bă, cred că nu e în regulă să... E deranjant, de fapt. Nu cred că e bine. Adică nu e atât de înlejer și duci în derizoriu momentul ăla și na. Eu oricum sunt convinsă că e un alt fel de a fi. Și un alt tip de structură, nu e... E un spectacol dureros. De ce ar trebui să vină... Aici mi-e foarte greu, sincer, să explic, că nu-mi dau seama dacă lumea... Adică nu-mi dau seama dacă lumea vrea să vină sau așa. Adică noi am încercat... Nu știu, am o prietenă, a zis de curând, a fost sâmbătă la spectacol, am avut spectacol și a zis, măi, trebuie să puneți trigger warning. Alții mi-au zis că nu... Eu cred că noi am reușit totuși într-o formă, cred că am găsit măsura, adică cred sincer că am găsit măsura, nu să zic corectă, că nu e calea aceea, cred că am găsit măsura echilibrată de a spune lucrurile, adică a fost foarte greu să găsim, da, să... dimensiunea, cât poți să arăți, cât poți să mergi, până unde poți să mergi. Fiind vorba de mai degrabă și accentul în spectacol fiind pus pe percepția oamenilor, celor din jur, cred că putem să mergem fix până în pânzele albe, pentru că
Nu e vorba, nu am pus spotul pe un caz sau pe, am pus spotul pe mai degrabă pe noi. Și atunci un spectacol unde poate că dureroasă e poate reacția noastră uneori. Și dacă asta ne poate face un pic să ne gândim, nu știu ce să zic. Avem norocul să avem un text foarte bun, nu zic pentru că e Bogdan din Bistrița, dar este un text superb. Adică, deși știam ce am propus, deși am discutat de atâta vreme, în ziua în care am citit textul la prima lectură, pentru că n-a vrut, a zis e cu surpriză. Adică cumva a fost foarte complicat procesul ăsta. Genul ăla de sine se dor după aia două săptămâni, adică te drenează. Era, Bogdan era slate după tot procesul de scris, îl vedeam așa. N-am putut să vorbim jumătate de oră nimeni din distribuție, adică e un text poetic, e foarte, cred că a găsit echilibru perfect. Adică eu la nivel de scriitură am rămas așa blocată, mi se pare un text absolut superb și cred că dacă nu era textul atât de bun, poate nu știam să spun povestea atât de... A ridicat nivelul foarte sus în momentul ăla și toată lumea a tratat povestea cu mare respect față de text, care textul este cu mare respect față de poveste. Și atunci, când tratezi ceva cu mare respect, cred că da, inclusiv ce am rezultat așa în spectacolul ăsta, cred eu că e, indiferent dacă poate e dureros... Vine vreme când trebuie vreme să ne asumăm când, și durerile. Dar nu e ceva ce altcineva a zis, dar cât de cerebral e prezentat. Acum ce era să facem? Nu știu. E un spectacol care totuși are o oră. Nu cred că un minut în plus cred că strica. Deci poate și dacă e dureros, cred că... A, n-aș vrea să pregătim publicul pentru că veniți la ceva dureros. Nu-mi dau seama. Adică poate să fie... Poate să nu fie dureros. Depinde. Pe unii poate să-i lase rece. Nu pot să mizez pe asta. Adică nu de asta l-am făcut. Dar e o poveste care eu cred că trebuie spusă, pentru că eu cred că se poate repeta. Poate nu la nivelul ăla, dar tot ce ține de a exclude, se pare că e natura noastră, din păcate, sau nu neapărat, poate undeva la bază nu e așa, dar ceva este, de vreme ce încă există mesaje de tipul nu e responsabilitatea mea să mă ocup de toți handicapații. Se întâmplă, repet, acum o lună era la știri și atunci asta te face să îți dai seama că dureros, nedureros, poate e bine să ne uităm la lucrurile astea și, repet, e un spectacol în care nu se arată cu degetul spre nimeni. Pentru că, de fapt, care ar fi soluțiile și care ar fi... Spre cine arăți cu degetul, de fapt? Că n-ai spre cine să arăți cu degetul. Deci... Aveți ceva așteptări din partea publicului? Mă doriți un anumit tip de public să... Eu întotdeauna am crezut că publicul e deștept, adică nu cred în chestia asta cu dă-i publicului nici ce vrea, nici ce... Dacă e deschis către dialog, e bine, dacă nu, e la fel de bine că, na, poate se gândește acasă, să-l arunce cu știi, noi, nu știu, nu, dar nu, n-am o așteptare din partea publicului, pentru că, adică... Sper, nu știu, să ajungă la el spectacolul ăsta. N-am o așteptare precisă, pentru că e întotdeauna o surpriză. Poți să ai o așteptare să fie contrară. N-am avut niciodată o așteptare legată de public. Am doar, cum să spun, încerc să fie, repet, cu respect și al nostru față de ei și al lor față de noi. Și, repet, cred că publicul e deștept. Adică nu cred că e o masă de oameni care vine să... Da. Care a fost cea mai dificilă secvență în realizarea acestui spectacol? Unde v-ați... sau ați avut momente în care vi s-a părut că vă împotmoliți, că... În realizare? Da. Era o scenă pe care am amânat-o foarte mult. Era o scenă pe care am amânat-o, adică cumva, inclusiv la premieră, a fost schițată. Adică ea exista, cu mișcare scenică, cu tot, dar nu avea partea de... Nu știu cum să zic. Evitam o parte din ea, să zic. Era așa un pic... și e o scenă, e chiar mijlocul spectacolului și e o scenă foarte importantă, dar avea doar, cum să zic, erau momente cumva rezolvate. Ea era rezolvată pe ansamblu tehnic vorbind, dar acolo am avut ezitări și aia e scena pe care am amânat-o cel mai mult. E cumva scena în care e vorba și de mormântare și de tot și de... Cunoscând atât, în atâtea detalii, întreaga poveste, ați mai avut parte de surprize la final? De exemplu, cu ce v-ați ales după realizarea întregului spectacol? Ce ați
ce ați învățat, cu ce v-ați... A fost foarte, 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 foarte dificil. Nu-mi dau seama că dificil. Sau... Totdeauna, cred că a fost chestia asta că, cu reprezentarea corectă, să nu trădezi povestea. Asta e o chestie foarte dificilă când lucrezi, când știi că a existat o poveste. Și atunci e foarte greu să-ți dai seama. Adică nu să-ți dai seama să... De fapt, tu știi în sinea ta când n-ai trădat povestea. Uh-huh. Și știi și când o ții în, cum să spun, în așteptare, da, cum era apelul în așteptare. Deci știu, și știu sigur că anul trecut la premieră era apel în așteptare. Adică... Nu numai pentru că am fost eu, a trebuit să joc, dar, repet, nu era asta problema, era chiar, puteam să o fac, nu era, era singura variantă legitimă în condițiile date din momentul respectiv, dar eu știam că e o parte în așteptare și cred că abia în momentul în care a apărut Alexa în poveste, am știut când a apărut ea și deja la prima repetiție și prima dată când s-au legat toate, am știut că, da. Deci până atunci, adică știam că o să vină clipa aia, dar a durat ceva, dar o așteptam, adică numai că tot o pregăteam și am știut că n-am trădat povestea, deci da, cred că n-am trădat povestea. Așa mi s-a părut mie, da, cred că asta e partea cea mai dificilă, când știi că e o poveste reală, dar o poveste reală, aici e chestia, că nu e doar povestea aia, e o poveste în care, de fapt, sunt atâtea povești similare, fiindcă, de exemplu, dacă veți veni la spectacol, cumva are foarte mare legătură și, cum să zic, rapelul de fapt pe care îl face, pentru că nu e vorba doar de copii cu autism, de spectru și de asta. E vorba, de fapt, de tot ce e diferit și de faptul că în anii 80 noi nu aveam, nu, România nu avea. Megam cu desăvârșire totul, da. Evident. Și atunci, în centrele astea în care, teoretic, copiii trebuiau să fie vindecați, de obicei se întâmplă. Adică, cumva, cazul la care facem noi referire e un caz în care un copil a fost internat într-un sanatoriu în care într-o noapte din nu se știe exact câți copii, cam jumate au murit. Epidemie de dizenterie. Deci în centrele astea pe vremea în vremurile respective mai era câte o epidemie, mai se, era o epurare așa, cam an. Și nu e un singur caz. Că de asta știind povestea asta, eu n-am simțit că vorbesc doar despre povestea asta. Știu că au mai fost zeci de, sau, mă rog, o să vedeți în text că e o bucățică din text unde e că tata zice că până într-o sută, mătușa mea că 130, mama zice că n-are nicio relevanță. Deci n-are nicio relevanță, de fapt, câți au fost. Puteau să fie doi, puteau să fie 100, puteau să fie 200. Ideea e că se întâmplau lucrurile astea și cumva știm cu toții. Și dacă nu știam cu toții, cel puțin din 90, cred că știm cam toți. Când am văzut toate imaginile din... Deci nu are legătură numai cu centrele astea de, să zic, de teoretic spitale unde puteai să faci bine. Nu voia nimeni să-i facă bine. Existau acele orfelinate și acele centre pe care le-am văzut toți în anii 90. Uh-huh. Ale erau condițiile, nu putem să ne uităm în stânga și să zicem că Occidentul a vrut să facă mișto de noi. O fi vrut, n-o fi vrut, lucrurile totuși au existat. Și atunci, da, e o responsabilitate, pentru că cumva cu gândul la toate chestiile astea, am încercat inclusiv la nivel estetic, inclusiv în, cam totul a fost gândindu-ne că, adică cam asta a fost responsabilitatea, că de fapt trebuie să fie un spectacol frumos, mă rog, sună, e la limita cinismului, dar într-adevăr realmente am reușit să facem ceva frumos, să te poți uita la el, să poți asculta informația. La Cluj am avut bucuria să, bucuria, repet, sună în contextul ăsta ciudat, dar într-adevăr s-a și râs. Și era bine că s-a râs, pentru că erau momente în care, nu, fiindcă nu putem să venim, asta e viața, dar despre asta cumva e vorba și atunci, făcând rapel la poveștile de tipul ăla din anii 80, pe care de fapt noi le știm de la televizor din anii 90, n-ar trebui în 2022 să le uităm, zic eu. Acum, dacă și publicul de la... Dacă și publicul are aceleași așteptări și crede că n-ar trebui să le uităm și... Doamne ferește să nu se mai întâmple vreodată să-i considerăm pe unii, să-i punem mai la... și să mai vină așa, nu știu, o epidemie, mai vine ceva, nu știu. Zic și eu. Și atunci, da, lucrurile astea s-au întâmplat și cumva cred că e bine să nu uităm că s-au întâmplat. Chiar, nu, în sensul ăsta. Dar nici să... Nu știu. Că, de exemplu, cazul de care vorbim noi, eu, adică știu că de multe ori mă gândeam cum spui asta fără să bagi degetele în ochi cuiva,
în condițiile în care în centrul ăsta de care știu eu din anii 80 erau practic la 200 de copii, erau 4 asistente. Deci practic, adică e atât de complicat de fapt de analizat. Acum la fel, care sunt fondurile, cum se întâmplă? Că de fapt și asociația de aici, din câte știu, da, sunt multe fonduri private, se atrag, se conving părinții, majoritatea inițiativelor în direcția asta din România știu că sunt pornite de fapt de părinți, da, unii mai cu dare de mână, care puși în situație au zis, vai, nu se întâmplă nimic, eu știu pe cineva din București care tot așa au făcut o grămadă de chestii, tocmai pentru că își permiteau, dar cei care nu își permit ce fac? Pentru că costurile sunt mari și mai departe. Da. Acum știm că există soluții de... în anii 80 nici nu denumiseră chestia asta în România, abia începuseră terapiile ABA prin Anglia, prin, era ceva așa la final de anii 70, început, da, de anii 80 era ceva la început de cercetare, la început de drum cumva. Acum știm că există astea, dar de fapt nevoile sunt foarte mari, în continuare nu poți să zici că de la stat se primește prea mult pentru susținerea părinților care sunt în situație. Și am întâlnit de-a lungul timpului inclusiv părinți, cum să spun eu, o stigmă pe care uneori chiar ei și-o imprimă. Și asta e o chestie care pe mine cumva mă impresionează așa și mă întristează într-un fel, dar în același timp încerc să te pui în situație, în același timp mă bucur foarte mult că sunt ceilalți părinți care zic, nu, eu merg cu el la școală, uite, în prima bancă, așa. Aia. Și cumva, sigur că poate e undeva la jumate, dar fără, nu știu, să-l cităm pe Hermann Hesse, fără maimuța aia care s-a... și peștele la care a vrut să iasă pe uscat, probabil că niciodată nu o să meargă lumea înainte. Și atunci eu tot sper să iasă mai mult, să ține mai multe maimuțe de-astea, așa ca noi. Sau girafe, că noi facem aici referire la o girafă. Deci cam asta pot să zic despre, nu știu. Mulțumim foarte mult, Irina Gâdiuță, regizoarea spectacolului Rafina. Rafina sau Rafina? Rafina. E... Na, pot să... E și un nume, e și un... poate e și un joc de cuvinte, dar e și o poreclă cumva. Pentru că e vorba de o carte de colorat cu o girafă și e de la Girafina, Rafina. Deci e numele personajului și de acolo pornește. Dar dincolo de asta are multe înțelesuri, adică e... dar nu e verbul, e... poți să te gândești și la verb, dar da, e un nume, să zicem. Da. Mulțumim tare mult, Irina Gâdiuță. Și eu mulțumesc mult. Și desenez discret o inimă pe geam și pun în mijloc inițiala lui.